Bun găsit, dragi prieteni, la un nou webinar organizat de Admiral Markets, un Victor Moldovan. Îl am alături de mine, pe calea ondelor, pe Dorin Roșu, care, nu știu, te regăsești, Dorin? Bun venit în sesiunea de astăzi. Nu știu cum să zic, că și da și nu, adică într-un fel e frumos ce se întâmplă, dar... Nu e ca și când poți să controlezi o situație, să spun că sunt acolo și împing prețul. Păi da, Dorin Roșu nu se potrivește cu piețele de astăzi. Da, da, care sunt, nu sunt verzi, nu sunt roșii. Ar trebui să verzi, da. Plin de verdeață astăzi. Da. Da, uite, mă uit și soarele, a ieșit și la noi soarele un pic. Bun, da, a ieșit, dar din aura era, dar acum vă chiar s-au pus noi, poate plouă până la da, e volatilitate și pe meteo, da. Bine, ok, deci dacă am dezbătut care e treaba cu piețele, zic eu să discutăm despre, să facem o analiză pe disclaimer și asta e pentru webinarul de azi, nu? Mai așa, gata, da, exact, punct eu, punct ok, punct lovit. Instrumentele forex și CFD sunt complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza efectului de levier. Ar trebui să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani, deci asigurați-vă că înțelegeți pe deplin toate aceste riscuri, tranzacționarea forex și a CFD-urilor fiind o activitate riscantă. Această prezentare video nu ar trebui să fie considerată drept un sfat sau o recomandare de a investi. Ea nu reprezintă altceva decât opiniile personale ale moderatorilor, prezentarea video având strict un caracter informativ și educațional. Mai departe, cele două argumente în favoarea Admiral Markets. Pe partea de piață de capital, indicele DAX 30, CFD-ul aferent indicelui DAX 30, poartă un spread tipic de doar 0,8 puncte și 1,5 puncte pentru CFD-ul aferent indicelui Dow Jones în timpul sesiunii principale de tranzacționare. Pe Forex avem perechea euro-dolar care poartă un spread tipic de doar 0,6 pip și fără comision pentru conturile trade.mt4 și trade.mt5. Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul nostru de internet. Ok. Ce avem noi aici? Da? Avem, după cum spuneam, verde pe linie, un verde intens, care vine în siajul, putem spune, schimbării de comportament a burselor din sesiunea de ieri. Ieri seară s-a schimbat situația, indicii nord-americani reușind să închidă sesiunea în teritoriu pozitiv, nu foarte mult pentru Dow Jones și S&P, 0,6-0,8%, dar pentru Nasdaq Composite de tehnologie am avut un plus de 1,4%. Ok, iar tot acest momentum, să zic, s-a continuat și astăzi, chiar s-a amplificat. Detaliile amplificării ceva mai târziu. Și avem 3,6% pentru DAX, 3,3% pentru Londra, Franța, pe plus cu 3,13%, aproape 3% și pentru Dow Jones, mai exact 2,97% pe plus, 2,65% S&P, 2,35% Nasdaq. Peste 4% plus pentru ambele cotații ale barilului de țiței la nivel de contracte futures. Avem euro care pierde o jumătate de procent în fața dolarului, dar lira sterlină câștigă. Deci aici mai degrabă o slăbiciune a monedei unice europene. Per total, dolar index pe plus cu 0,24%. În mare, cam despre asta ar fi vorba în sesiunea de astăzi. Ca radiografie a dinamicii din acest moment. Și acum să le luăm pe rând.
Zic că o să mergem cu indicii, vin eu cu retail sales și după aia ne mutăm în Europa, Forex și așa mai departe. Indicii de pe Wall Street, zic. Da. Mă uitam, apropo de comparație, un pic. Aici suntem deasupra liniei de trend. Ia să ne uităm Dow Jones și la fel, apropo de similarități și, da, pitchfork-ul ăsta este absolut genial. Nu că neapărat îl voi folosi în strategie, dar e simpatic, așa l-am plasat, noroc începătorul, l-am plasat și se respectă. Bun. Da, din punct de vedere tehnic, Dow Jones și-a respectat linia de trend, linia de suport, cu o străpungere falsă sau depinde cum trasăm linia, fără străpungere falsă, una peste alta a fost respectată. Și e foarte interesant că după o scădere atât de plină de energie s-a reușit deja o recuperare da, în mare parte acesteia. Bineînțeles, acest eveniment de apreciere a fost susținut și de importanta zonă de suport. Și deocamdată, mai mult de atâta, nu prea am ce să spun, în sensul în care, da, discutăm despre o nouă undă de impuls, aș vrea să văd prețul totuși depășind acest maxim. Dacă nu l-a depășit, atunci am putea să ne gândim la alte scenarii, respectiv consolid sau intrarea într-un flat sau chiar încercări ale urșilor de a prelua conducerea, da? Prelua controlul, dar până atunci da, discutăm despre ar mai putea apărea anumite rezistențe pe termen scurt. Exact. Hai să ne uităm un pic la H4, H1 ceva. Dacă ne uităm pe planșe mai mici bine, chiar H1, da, de exemplu aici se vede, mă rog, apropo de Head and Shoulders ăsta. Sau mai, chiar mai jos un pic, da. Și ăsta, nivelul... Nu. Ăsta, aici ar fi cam la jumătatea distanței față de egalarea maximului din 9 iunie. Da. Aproximativ. Da. Dar, oricum, interesant pe termen lung, dar imediat revenim și pe termen mai scurt. De asta să închid cu termenul lung. Deci, cu termenul lung. Da. Deci, asta ar fi ideea. Suntem pe un impuls, vedem cât se mai extinde. Deocamdată cam greu cu urșii. Dar, într-adevăr, dacă ne uităm pe o planșă mai mică pentru a ne gândi cam unde ar putea să intervină urșii, pe un H4 și pe H1, zona lui 227.000 ar fi o primă zonă. Și dacă mă uit pe H1 pentru și mai multe detalii, da, pe aici undeva ar putea fi. Apropo de... Hai înapoi puțin pe H4. Întrebai tu unde ar putea interveni urșii. Păi chiar acum! Știi? Da. Mă rog, jumătate în glumă. Da, mă refer la faptul că a dat cu capul de pitchfork și am avut ulterior o lumânare neagră după super multe lumânări albe de creștere, da? Da. Dar încă mai e suficient timp până se închide, să nu facă ceva de genul. Da. Asta trebuie amendat. Și uite cât de... asta mi-a plăcut, că s-a respectat această rezistență. Deci asta validează în continuare poziționarea indicatorului și indicatorul în sine. Da. Și da, bun. În mare cam asta ar fi. Păi ce s-a întâmplat? Și uite, putem vedea și cât de adânc a fost minimul sesiunii de ieri. Asta spuneam, chit că e de curiozitate să trasăm o linie, să vedem ce se întâmplă, da? Ăla iată. Dacă hai, lasă, poți să o ștergi, cred. Da, într-adevăr, nu știam de pe unde e. Nu mai are, sens, da. Corect. Dacă ar fi să o trasez la extreme, într-adevăr, iată, nici nu a fost atinsă, ceea ce înseamnă că Taurii a fost destul de nerăbdător, deci nu a mai fost nevoie să sprijine și de această linie, a fost suficient suport. N-au mai așteptat linia că au primit o veste. Da, exact. Deci două chestii s-au întâmplat aseară. Odată așa. Federal Reserve, care a anunțat extinderea amplă a programului de cumpărare de obligațiuni corporative, una la mână, a doua la mână, au apărut
ceva zvonuri în piață, citeam eu după ce s-a închis piața, că administrația Trump deja lucrează la un proiect, să spunem, da? La un plan de relansare economică. Să vă dau câteva caracteristici. Valoarea ar fi 1.000 de miliarde de dolari, un trilion. Cea mai mare parte din bani urmând a fi alocați în lucrări publice, logic, de infrastructură rutieră, broadband, conexiuni broadband la țară și 5G, da? Pe dezvoltarea infrastructurii de 5G. Ok, proiectul este în fază preliminară, dar oricum ar mai însemna un trilion, nu tipărit, să zicem, și cheltuit pe diverse active, ci efectiv demararea de lucrări publice. Efect pozitiv asupra PIB-ului, în fin. Da? Doar o scurtă paranteză. Aici, dacă se va concretiza acest plan, ar însemna că președintele actual, Donald Trump, a copiat aproape cuvânt cu cuvânt ideea sau proiectul, celebrul plan 787 al lui Obama. Din criză. Din timpul crizei trecute. Planul 787, tot. Și ce avea acolo? Că mi-au cam minte, am comentat la Money Channel de foarte multe ori chestia asta. Infrastructură, lucrări de infrastructură, lucrări de internet broadband la țară, că aveau conexiuni de 4G. Da? Nu, de 4G nu era vorba atunci. Mi-au cam minte că era vorba de o sumă destul de importantă de bani de alocat pentru biblioteci la țară. Au considerat dânsi că e nevoie de așa ceva. Ok, nu, nicio problemă, dar foarte multe similitudini între cele două programe. De asta mi-am adus aminte de acel. Până și suma, 787 de milioane, 787 de miliarde, Trump acum 1.000 de miliarde, un trilion. Dacă pui inflație și ce-a mai fost, știi, dacă actualizezi valoarea banilor, o să-ți dea o sumă foarte asemănătoare. Deci astea au contribuit la suceala, să spun, ce a avut loc și a început aseară, a avut loc și peste noapte și în timpul sesiunii de astăzi. Și foarte rapid o să îți împrumut ecranul. Te rog, te rog, Liviu. Așa, și avem aici retail sales, da? Vânzările cu amănuntul, da? Din Statele Unite, aferente lunii mai. Date, să zicem, destul de proaspete. Păi, hopa, 17,7% cu plus, da? Față de 8 estimări și minus 14,7% cât fusese în luna precedentă. Repet, plus 17,7%. Mai bine de, mai mult decât dublu estimării, da? Și am zis să ne uităm puțin pe grafic, 0,4-0,6, da? Aici dinamicile pe care le-a consemnat acest indicator macro în lunile trecute, în regulă, minus 0,4, aici în linie cu ce a fost, începe pocneala din martie, minus 8, minus 14 în aprilie, plus 17 în mai. Păi mai sunt cât? 4% și ceva? Sau, nu? Și am recuperat povestea asta. Ce poate să cer mai mult? Deci un plus 5 aici, dacă vine luna următoare, astea două luni vor fi compensate de aceste două luni. Mai în V decât atât nu se poate. Revenire economică, da? Da. La nivel de vânzări de retail. Asta vreau să nuanțez pe ecran. Mulțumesc mult, Dorin. Cu drag. Și, ziceam eu să mergem mai departe. Deci, acest cumul de factori determină ceea ce vedem și acum pe ecran,
suceala de ieri și creșterea de astăzi, care înseamnă 700 și ceva, aproape 800 de puncte în acest moment. Și dacă luăm de la minimul sesiunii de ieri, ar însemna peste 1500 de puncte. De la minim e mai mult. Deci 1500 de puncte, să zicem. Da, o nimica toată, cum s-a spus. Da, da. Și am explicat, am arătat fundamentele, da? Și sunt chiar chestii. Bun, asta, știrea cu administrația Trump, să vedem dacă se confirmă sau nu. Ok, și dacă nu se confirmă, a fost o știre falsă, să zicem, sau se amână, sau știu eu, că deocamdată proiectul e într-o fază preliminară, nu știu, ori mai dura până vor pune în practică și să vedem dacă l-aprobă Trump. Înseamnă că l-aprobă, că are alegeri de anul ăsta și e undeva într-o puncte procentuale, 10 puncte procentuale în spatele lui Joe Biden. Deci e disperat să ia măsuri de genul ăsta. Știi? Ok, să zic, pune rău în față. Nu o să fie planul ăsta. Ok, dar rămâne Fed-ul. Rămân indicatorii macroeconomici care arată revenire. Piața va face o corecție ușoară și atât tot. În opinia mea. Da, e exact. La urmă, participanții se orientează. Bun. Trecând la S&P. Mulțumesc, Liviu. Trecând la S&P. Aici mă tot uitam și, într-adevăr, par cam așa a trasat acest canal. Și să spunem că aici ar fi o străpungere falsă, dacă insist. Dar chiar și așa e foarte interesant că minimul s-a oprit într-o zonă de triplu suport, să spun așa, atât nivelul tehnic, cât și Fibonacci, inclusiv acest moving average de 50. Bineînțeles, un triplu suport care a facilitat o apreciere, revenire în cadrul trendului ascendent și continuarea rally-ului. Și, în afară de asta, cam același lucru ca și înainte. Da, suntem pe undă de impuls, vom fi atenți să vedem ce se întâmplă aici. Se poate opri și înainte, dacă intervine orice, da? Dar totuși, din punct de vedere, cum deja ai specificat, da? Fundamental nu prea pledează pentru asta. Deci, rămâne de văzut impulsul până unde se va extinde, corecție și așa mai departe. Și un pericol pentru apreciere ar fi doar o revenire într-o primă instanță sub 70.7 și linia de suport a tendinței ascendente și ulterior dacă depășim acest suport. Nu știu, să zicem că s-ar forma un fel de triunghi. Da, să avem maxime în scădere. În regulă, atunci poate ne-am pune unele întrebări. Dar deocamdată, taurii, din nou, nu e o recomandare. Da, pur și simplu discut ce practic exprim, da, ce văd pe grafic, pun în cuvinte ce se vede pe grafic. Tehnic vorbind, deocamdată lucrurile sunt în favoarea taurilor. Nu înseamnă că prin asta vreau să ofer un imbold în a tranzacționa sau semnale etc. Deci e doar discuție, doar comentarii. Să nu taurizăm, deci să nu taurizăm webinarul. Exact. Nici să-l urșim. Da, să-l ursim eventual. Să-l bursim, de fapt. Asta e scopul acestui demers. Ok, o întrebare. Citez. O întrebare legată de psihologia participanților. Având date bune din SUA, prețurile acțiunilor denominate în dolari cresc, dolarul ca monedă se depreciază, cel puțin în primă instanță, puncte, cât de absurd să fii să ignori așa ceva. Nu prea am înțeles ce e de ignorat aici. Poate rog pe dânsul să vină cu niște explicații. Dolarul nu prea se depreciază. În contră, cel puțin în raport cu moneda unică europeană, crește. Și la nivel de dolar index, tot e pe plus astăzi. Da, uite, este graficul dolar index, da? Deci crește ușor. Poate vrea să ca această dânsul poate vrea ca această are intenție ca această întrebare, cum să ignori așa ceva,
să fie una retorică, în sensul că uite ce date bune și cum să ignori semnalele astea și să cumperi. Nu știu, opinia dânsului. Dacă dorește să vină cu explicații suplimentare, la prima mișcare spune cea de depreciere care a apărut absurdă. Ah, bun, da, am înțeles. Pe un M5 pe semne, un grafic M5, pe euro-dolar, pe semne sară. 15, M15 ne scrie. Bine, ok, deci s-a lămurit. Bun, ne uităm aici. Pentru detalii. Bun, hai pe Davy aici să vedem care-i treaba, că aici s-a sucit povestea. Euro scade. Deci ai putea să spui, bă, te uit, m-am uitat pe euro, vești proaste. Nu, nicio problemă. Să zicem că, dar e un pic nejustificat sau neargumentat. Avem 0,77 dobândă a titlurilor de stat la 10 ani, randamentul. Ieri aveam 0,66 parcă, deci au crescut mult. Și atunci lumea repatriază, să zic, investițiile safe haven, iese din titlurile de stat, vinde dolari, cumpără euro. Ok, dar de ce e valabil doar cu euro și nu și cu lira sterlină sau cu alte din astea? Nu prea face sens. Nu am o explicație pentru chestia asta. Poate tehnic ceva. La chestia asta chiar astăzi nu am un răspuns. Poate tehnic, Dorin, dacă... Da. Tehnic mi se pare oarecum de înțeles, în sensul în care una, bucata rezistenței importantă, plus această străpungere falsă, și iată că sesiunea, să spun așa, de ieri, respectiv ce s-a terminat, respectiv cea de azi a început în zona acestui nivel, spuneam de un potențial head and shoulders și, na, grosso modo, ar fi ceva de genul, na, s-ar putea. Dacă ar fi să ignor potențialul head and shoulders, din nou mă întorc la faptul că am avut o străpungere falsă, o revenire care a sfârșit și a prins o străpungere falsă, o trecere sub nivel și acum pare să fie o confirmare a acestui nivel de prezistență. Deci deocamdată fie va evolua situația în forma unei, sub forma unei consolidări, fie piața așteaptă întâi după o asemenea extindere, confirmarea unui suport important și asta înseamnă că s-ar putea să vedem o luptă dată undeva în această zonă, ținând cont că acest nivel este un nivel important și că, de asemenea, avem linia de trend ascendentă și după o străpungere falsă a acestei zone sau după o foarte frumoasă confirmare cu o retragere puternică din această zonă, să continue aprecierea. Dar, după părerea mea, momentan prețul caută un suport pe care să se, sau mai bine, taurii caută un suport de la care să, pe care se sprijine astfel încât să poată pleca pe o nouă apreciere. Ok. Hai să mergem pe barilul de țiței, care fundamental nu are nimic în plus. El n-au fost vești că Siria sau nu știu cine ar fi făcut cine știe ce trăznaie. Pur și simplu din optimism economic, zic eu. Că, și uite, vezi, respectă pattern-ul de ieri cu un minim adânc și discutam ieri în webinar de rezistență, de suportul dat de acea medie mobilă, mi-au caminte, și a întors ca la carte. Exact. Și deocamdată, continuând descrierea pe care am făcut-o deja, după această străpungere falsă, două posibilități, fie cea a unei aprecieri care din nou se oprească în această zonă și să vedem continuarea consolidării, sau această străpungere falsă / confirmarea unei medii mobile destul de importante, 100, să faciliteze, să, nu știu, insinueze, să ofere taurilor suficient de mult optimism, da, să înfiripe suficient optimism pentru a îi face să depășească
zona de rezistență a acestui zid, să spun că, da, glumeam noi și spuneam că acesta este un zid, să spargă zidul, să treacă dincolo de el, să confirme de suport nivelul 41.07 și apoi să-și continue aprecierea, o primă țintă fiind importanta medie mobilă de 200. Dacă stai, ce? Să crească la 45? Și mie cine mă acoperă diferența de la pompă, benzină, da? E, acum asta păi, e? Nu. Nu, nu-i voie. Așa ceva nu-i voie. Da. Tehnic, asta e? Tehnic, da. Asta e. N-am ce să zic. Glumim. Face lucrurile mai, să zic eu, digerabile, mai ușor digerabile. Doar cifre seci și dungi pe ecran, la un moment dat poate deveni destul de arid. Update. Exact. Vă spuneam ieri că astăzi va avea loc, va susține Jerome Powell, șeful de la Federal Reserve, isărescul american, va susține acea declarație, da, este chemat de două ori pe an în fața Congresului să discute despre, să le prezinte reprezentanților poporului, să le prezinte situația economică. Astăzi este la Senat, în fața Comisiei de Specialitate și continuă să rămână super dovish, repetând, reiterând mesajele pe care le-am văzut și le-am aflat cu ocazia ședinței Federalizării de miercurea trecută. Citez. Riscuri substanțiale în ceea ce privește durata și viteza de recuperare a economiei americane și a adăugat faptul că cetățenii americani cu venituri mici și întreprinderile, companiile, firmele de mici dimensiuni sunt în mod specific supuse riscurilor. De faliment, de insolvență, încetare de plăți, whatever. Deci, foarte dovish, asta spun, și vine în susținerea celor din expuse în statementul de săptămâna trecută de la ședința Fed. Pe de altă parte, nu știu, observ o discrepanță. N-am cum să nu observ o discrepanță. Noi tot vorbim aici de date oficiale, de retail sales, și am mai avut reveniri de acest gen și pe parte de piața forței de muncă și așa. Ăștia de la Fed nu văd și rapoartele astea? Adică nu le iau în calcul? Sau pe ce se bazează ei? Că aici e ceva care nu se leagă. Cu siguranță, deși au acolo mult mai multe seturi de date. Dar, nu știu, de ce adoptă chestia asta extraordinar de prudentă și nu lasă nici măcar așa un strop de optimism în mesajele lor? Nu știu ce să zic. Trebuie să fim foarte atenți, să nu cumva să ne lăsăm prinși de o euforie de genul ăsta. Ok. Rapid încă ceva, Dorin? Da, da. Zi doar ce. Alege tu. Să aleg eu. Bun. Pe ce te-ai mai uitat tu zilele astea și ți s-a părut interesant? Păi deja m-am cumpărit ce ar fi fost interesant. Bine, nu m-am uitat de mult pe AUD. Aici, de exemplu, n-am apucat să trasez. Eu cred că și aici merge un pitchfork. Da, da, da. Păi apropo de treaba că seamănă cu, da, cu bursele dânsu, se e așa o paritate mai cu dublă personalitate. O să încerc să... Asta e ca nas, dacă uite, vezi că ți-a egalat maximul. Da, 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 da. Pe de asta zic, e mai altfel, da, decât, da, da. Așa. Și aici, foarte frumoasă confirmare a acestei linii de suport cu o confirmare de asemenea a unui nivel important,
Un început de impuls ridică un semn de întrebare, faptul că ezită puțin, da, cel puțin pe daily, la cum se prezintă situația, dat fiind că avem o codiță orientată în sus. Ne-am gândit, domne, stai că să vezi că poate face un double top pe aici sau un triple top, se întoarce. Nu este exclus. Dacă, în schimb, trag ochiul pe o planșă mai mică, se vede mai bine pe H4, văd o scurtă fază de consolidare, care ar putea sfârși ca un dreptunghi înclinat. Sau, cine știe, ca un, nu știu, pennant, poate, sau, în fine, o conformație de continuitate. Și asta înseamnă că avem apreciere, consolidare, apreciere. Ceea ce înseamnă că pe daily s-ar putea fie să urmeze o creștere a lumânării curente, da? Să, lumânarea curentă se închidă tot pe creștere, fie să se închidă ceva în genul acestea, iar următoarea să o invalideze, să invalideze mesajul, mai exact, care spuneam, dacă lumânarea rămâne așa, ar putea să fie unul de care indică o potențială scădere. Cât timp suntem deasupra dublului suport format de linia de trend și nivelul 0.68 taurii sunt la putere, dacă trecem sub, în regulă, urși ar putea să intervină, dar e foarte interesant de văzut dacă da, reușim să mergem mai sus din acest punct sau dacă, într-adevăr, se formează un double top și dacă reușim să mergem mai sus, apropo de Nasdaq, dacă reușim să depășim zona de rezistență. Și acum ia să vedem, asta era. Ia să vedem, ar trebui să-l pun, cum l-am pus pe ăsta, pac. Așa. Ia să-l vedem deja că-l pun așa. Și minimul jos de tot acolo. A, și minimul, da. Ancora, sau cum îi spune, jos de da, tot. Da, nu știu cum îi spune, da. Dar stai că, uite, nu-i bine, deja am... Și nici așa nu e mare. Hai să-l prelungesc pe ăsta de aici, așa, cumva. Deci nu știu dacă e neapărat... A, sau altceva. Sau îl înclini... Nu, îl aduci mai la orizontală un pic. Linia mediană, să spun. Păi da, dar mă sprijin de ce ca să fac asta. Dacă îl pun așa, ia să vedem. Hai că uite, așa prinde puțină viață. Parcă. Deci da, nu văd ce l-aș... Nu știu ce să zic. Strict aici. Acum să fim cinstiți. Au și indicatorii ăștia anumite particularități. Ăsta are atât de multe linii paralele acolo, încât e aproape imposibil să nu găsești vreo două care să se potrivească, indiferent de unghi, direcție și chestii de-astea. Adică trebuie să luăm și chestia asta în calcul, că nu e... Da, bine, ne mai gândim noi la pitchfork și la utilizarea lui. Exact. O avea și situații în care e limpede, pe altele în care... Cu siguranță, dar trebuie să știi exact. În care e praf, de fapt. Ok, bine, mersi frumos, Dorin. Zic să ne oprim aici să nu depășim. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor, pentru faptul că ne-ați urmărit. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Vedeți acolo înregistrările webinarilor. Ne întâlnim mâine la aceeași oră. Sunt Liviu Moldovan. O zi cât mai plăcută în continuare vă doresc.